Astăzi este, după cum v-am spus, o zi foarte importantă pentru mine și e un pas în demersul meu politic, pentru că vin cu încredere în fața dumneavoastră să-mi anunț oficial candidatura la primăria municipiului Botoșani. Poate mulți dintre dumneavoastră o să vă întrebați de ce am ales această zonă. După cum știți, cartierul Tulbureni este unul dintre cartierele centrale ale municipiului Botoșani. Dar, după cum se vede, a fost lăsat uitării. Nu neg că și oamenii ar fi trebuit să-și facă ceva în curțile lor, dar pe aceste margini ale drumului trebuia să intervină municipalitatea. De aceea am hotărât împreună cu echipa mea de campanie că aceasta este zona cea mai bună pentru lansarea acestei candidaturi. Și mai mult de atât, după cum știți, sunt singura femeie candidat și sunt singura femeie din această cursă electorală pentru primăria municipiului Botoșani. Este o provocare pentru mine și pentru echipa mea că sunt nevoit să lucreze cu o femeie. În ciuda competențelor lor de lideri și de persoane care se implică activ în societate, ca mame, ca profesori, ca și educatori, ca și medici, atunci când o femeie încearcă să intre în politică, este privită cu reticență și se lovește tot timpul de tot felul de preconcepții și de obstacole. Dar eu, Roxana Florentina Țurcanu, în calitate de președinte al de Botoșani, în calitate de femeie, în calitate de mamă, în calitate de cadru didactic, de antreprenor, sunt hotărâtă să fac față acestor provocări. Și altceva, este timpul, poate, ca botoșănenii să fie conștienți de faptul că și o femeie poate face administrație, și o femeie poate fi abilă politic, și o femeie îi poate asculta. Ce să vă mai spun? Că eu consider că deschiderea și empatia femeilor în această perioadă de distanțare socială e un lucru care ne poate ajuta. Și mai mult de atât, spuneam că sunt cadru didactic. Aici am elevi de mei. Veniți să mă susțină și le mulțumesc pentru lucrul acesta. După cum vedeți, aici în spatele meu este o școală, este o grădiniță, iar în zona aici sunt mulți copii. Sunt familii cu copii, familii tinere, care au joburi, pleacă de dimineață, vin seara și nu au unde să-și lase copiii. Grădinițele sunt ocupate. Te duci să-ți înscrii copilul la grădiniță, nu avem locuri, sunt prea mulți copii. Și aceste două clădiri aici stau închise, sunt goale. De ce? A găsit cineva răspunsul până acum? Dacă nu a găsit, eu voi fi cea care voi găsi răspunsul și care voi da utilitatea acestor două clădiri. Voi discuta și voi provoca contracandidații mei la discuții pe cartiere, în anumite zone, acolo unde sunt și știm că sunt probleme. Trebuie să le vedem, să le percepem și să găsim soluții. Eu primesc tot felul de mesaje de la oameni care îmi spun, îmi prezintă problemele zonelor. Le știu, cunosc zonele și voi fi prezent acolo. Voi anunța din timp, voi anunța și presa și pe contracandidații mei că îi voi aștepta în zona respectivă pentru a discuta cu cetățenii și de a găsi împreună rezolvarea acestor probleme. Dar, până atunci, să dăm citire unui speech mai filozof. Doamnelor, domnilor și dragi botoșineni, în spiritul responsabilității și încrederii pe care mi-ați arătat-o de-a lungul timpului, vin în fața dumneavoastră cu un proiect de viitor pentru municipiul Botoșani, construit în jurul transparenței, al proximității, al solidarității și implicării. Valori sociale de care avem cu toții nevoie, dar inexistente în modul de acțiune al actualei administrației publice locale. Privesc candidatura mea la primăria municipiului Botoșani ca pe o îndatorire civică, determinată de atașamentul puternic față de valorile acestui oraș și față de comunitatea din rândul căreia provin. Am decis să mă implic în această campanie municipală, fiind condusă de dorința revitalizării Botoșaniului. Cred că aceasta este singura cale de a mai salva eforturile făcute de generațiile trecute pentru ridicarea și dezvoltarea acestui oraș.
și o responsabilitate clară față de generația tânără care încă speră la un viitor mai bun. Sunt Roxana Florentina Țurcanu, femeie, mamă, cadru didactic, antreprenor și om politic. Dar dincolo de toate acestea sunt cetățean al unui oraș pe care îl iubesc și de care îmi pasă. Trăiesc ca și dumneavoastră într-un municipiu cu aturi inestimabile, cu valori culturale reprezentative, dar din păcate căzute în uitare. Avem un oraș frumos cu un patrimoniu valoros, dar aflat într-un stadiu avansat de degradare. Avem oameni cu idei inovative și tineri talentați, dar care nu reprezintă interes pentru nimeni. Este timpul să punem capăt acestui management defectuos și dăunător botoșenenilor și să începem să reclădim botoșanul. Demersul meu nu este unul personal, ci unul colectiv. Reprezint ALDE și mă bazez pe o echipă competentă, formată din specialiști în diverse domenii de activitate, profesioniști orientați către proiectele de dezvoltare și pregătiți să facă față provocărilor modernizării. Vom lucra în interesul tuturor pentru a aduce bunăstarea botoșenenilor, iar forța și energia noastră vor fi dedicate renovării și dinamizării orașului în care trăim. Proiectul pe care vi-l propunem este menit să răspundă nevoilor dumneavoastră și va constitui garanția unei dezvoltări armonioase și ambițioase a municipiului Botoșani. Problematica economică va fi prioritară, ținând cont de contextul sociopolitic actual, dar vom acorda o atenție sporită educației, sănătății, culturii, mediului și siguranței cetățeanului. Mandatul meu va sta sub semnul proximității, pentru a înțelege și rezolva problemele care vă nemulțumesc și pentru a ne putea axa în timp real pe cele de interes pentru comunitatea noastră. De aceea, promitem să fim deschiși și să ne aflăm într-un dialog permanent cu dumneavoastră. Angajamentele pe care ni le asumăm vor aborda cu îndrăzneală viitorul, iar convingerile noastre ne vor ghida acțiunea. Pentru îndeplinirea acestora avem nevoie de votul dumneavoastră de încredere. Haideți să fim uniți pentru Botoșani. Este timpul faptelor concrete. În acest demers și în această perioadă nu voi fi singură, pentru că fiecare candidat la primărie are nevoie de o echipă care să-i fie alături. Pentru că intenționez într-o eventuală accesiune în primărie, intenționez să lucrez, să colaborez cu toți consilierii, cu toți cei care vor face parte din Consiliul Local, îmi voi prezenta lista consilierilor, lista celor care sunt alături de mine. Prima sunt eu, inevitabil. Locul 2, Bâlbă Mihaela, economist. A Tudoroaie Gabriel, informatician. Zvâncă Sergiu, economist. Lupașcu Dragoș, antreprenor. Balanovici Monica, economist. A Tudoroaie Alin, medic UPU. Danu Mihaela, profesor. Grădinariu Claudia Florentina, profesor. Culidiuc Ionuț, antreprenor. Taraș Dumitrița, asistent medical. Muscaliuc Gabriela, economist. Julei Marinela Simona, asistent medical. Jveică Ovidiu, bucătar. Deci nu se putea ca pe lista mea să nu fie și o persoană din domeniul în care activez de 3 ani. Așa că bine ai venit pe listă și în echipa mea. Hargău Cătălin, asistent medical. Mamai Schiradu, Balan Vlăduț, Ispir Liviu, antreprenori. Moldovanu Dorela, profesor. Ștefan Andrei, antreprenor. Gugescu Georgel, șofer. Bucșă Viorel, pensionar mai. Marian Mihai, pensionar. Obreja Otilia, medic. Popa Toader, profesor. Chelărașu Ema, antreprenor. Filip Adrian Liviu, arhivar. Butnariu Ionuț, antreprenor. Dascălu Cristian, mecanic. Și aceasta este echipa cu care eu voi merge la drum în această perioadă de precampanie și campanie.